faptul că a venit cu acele prefabricate pe care le-a lansat uneori obsesiv, l-a făcut să pară mai puțin lovit de acceleratul de filiaș, așa cum era ieri. Altfel, nu dau doi bani pe aceste, așa zise, dezbateri. Văd că toată lumea este preocupată ca la meci. Cine a câștigat confruntarea? Cum măsori cine a câștigat confruntarea? Adică, pe ce te bazezi? Pe influența pe care o are o astfel de dezbatere asupra electoratului? Este minimă. De ce este minimă? Păi, după părerea mea, așa cum Ponta nu are foarte mult electorat pontist, am spus pe sistemul ce minunat e Ponta și cum o să facă el și o să performeze și o să conducă el România. Nu există electorat iohanist, decât în foarte mică măsură. Probabil la Sibiu, unde lumea l-a ales de atâtea ori primar, și aici e o treabă de înțeles, că e afecțiunea de proximitate. Adică, domnule, e al nostru, e omul nostru, e normal, nu? Așa, afară deci de Sibien, de unii ardeleni care îl resimt ca fiind de-al lor, domne, al nostru, e al nostru acolo, deci îl votăm că e al nostru, așa, prin suma calităților sale revelate public, eu nu cred că există pe baza atracției exercitate de proprietăți, de însușirile lui Iohannis, nu există electorat iohannis, adică, domne, omul ăsta este extraordinar, trebuie să ne conducă pentru că e așa și pe dincolo. Atunci, care e electoratul? Păi, există două nuclee dure de electorat și astea nu confluează, nu se schimbă, nu se sucesc așa că o dezbatere, că două dezbateri. Presupunem că Iohannis ar fi fost genial, că ar fi, ce să mai, chiar ar fi înțeles măcar o dată în două despre ce e vorba în discuție. Presupunem toate lucrurile astea. Nu s-ar fi întâmplat nimic, n-ar fi migrat. Presupunem că Ponta nu și-ar fi făcut. Nu s-ar fi întâmplat mare lucru. De ce? Există două, cred eu, așa, asta e părerea mea. Există două nuclee dure de electorat. Este electoratul antibăsist, care nu are cum să voteze niciodată cu Blaga, cu Berceanu, cu Videanu, cu Anastase, cu Flutur, cu Boagiu, cu Falcă, cu Mihai Răzvan Ungureanu, doamne, cât sunt. Deci nu, n-au cum. Deci electoratul antibăsist din România nu o să pună ștampila pe ăștia niciodată. Electoratul antibăsist din România vrea, după părerea mea, că fac parte din acest public antibăsist din România, acest public antibăsist îl vrea pe Băsescu la pușcărie, pe el și pe toți aceștia, care fără doar și poate au făptuit pe bandă rulantă, dar au fost protejați de așa zisa justiție independentă. De justiția așa zis independentă. Aici n-ai, nu, electoratul antibăsist, aia de-l urăsc pe Băsescu și care sunt foarte numeroși și pe bună dreptate sunt foarte numeroși și-l urăsc pe Băsescu, nu vor vota niciodată cu un cetățean care public, pe scenă, i-are în spate pe toți la chei odioși ai regimului Băsescu și ai lui Băsescu personal. Deci asta este rezolvată. În cazul meu, de exemplu, dacă am mai spus-o, o repet, dacă contracandidatul lui Traian Băsescu sau contracandidatul sistemului lui Băsescu sau contracandidatul oamenilor lui Băsescu, nu știu, este crudut, zicem generic Băsescu. Sigur, Klaus Iohannis n-are vioiciunea mentală, ca să nu-l jignesc, ca să fie vreodată el personal Băsescu. N-are cum, că n-are cum, n-are cum. Dar poate fi, fără doar și poate, unealta și reprezentantul, cum și este, al băsiștilor din spatele său, din spatele său la propriu. Că ia de să văd cu ochiul liber pe scenă și stau înșirați așa ca la expoziție, nu-i mai enumăr încurată că mă enervez. Bun. Deci eu, dacă contracandidatul lui Băsescu, în orice formă ar fi acest Băsescu, este Daniela Crudu, eu fără doar și poate, fără să ezit, votez cu Daniela Crudu. N-am niciun fel, deci niciun caz. În niciun caz. În niciun caz înseamnă în niciun caz. Nu voi vota cu aceștia. Dacă contracandidatul oamenilor lui Băsescu este ceva cu adevărat odios, bun, pur și simplu atunci nu votez. În niciun caz nu voi vota cu oamenii lui Băsescu. Niciodată. Dar n-am cum. Bun. Deci asta cu electoratul antibăsist.
S-a uitat lumea la dezbatere, nu știu ce, aha, aha, bun. Nici nu se pune problema să se fi mutat ceva un milimetru în această tabără. Să luăm electoratul anti-PSD, pentru că există în România un nucleu dur, electoratul anti-PSD. El, fără doar și poate, este numeros, mult mai puțin numeros însă decât electoratul anti-Băsescu. Electoratul anti-PSD funcționează pe bază de convingeri. Deci, în opinia electoratului anti-PSD, PSD simbolizează corupția, comunismul și după aia urmează lista de sintagme, care sigur că nu mai au niciun fel de legătură cu actualitatea, dar nu are nicio relevanță pentru că ele sunt profund emoționale. Atunci ele nu se schimbă. Mineriadele, Iliescu, comuniștii, desigur comuniștii, în anul 2014 vorbim despre comuniști, e în regulă. N-ai cum să schimbi asta niciodată. Comuniștii, rușii, chinezii, în sfârșit, știți toată suma de clișee. Ca atare, electoratul antibăsist din România, funcționând pe bază de convingere puternică și resimțind adânc toate aceste clișee, nu se va mișca un milimetru. Adică sigur că Iohannis a fost penibil, absolut ceva odios în dezbaterea de ieri și pur și simplu prost în dezbaterea de astăzi. Dar în niciun caz o astfel de dezbatere nu clintește un milimetru din convingerile electoratului anti-PSD. Deci până aici am rezolvat. Masele mari de electorat rămân pe poziții. Unii anti-Băsescu și sistemul său, alții anti-PSD. Mai există, e adevărat, un segment de cetățeni mult mai puțin numeros, care n-au nici convingeri, sunt, dacă azi aud o treabă, cască ochii mari și da, da, dar zic asta de 5 ani încoace. Da? Da. A, deci pentru ei orice este o revelație. Astăzi au una, mâine au alta, poi mâine mai aud una sau mai citesc pe net sau mai văd ceva la televizor și extraordinar, dar cum Băsescu l-a pognit peste gură pe un copil? Ce să-i spui unui de ăsta care descoperă acum? Da, adică ce să-i spui? Bun, există și ăștia care poate intersectându-se un fragment sau altul din cele două dezbateri vor spune, domne, cu tare sau cu tare sau... Ok, ăștia sunt foarte puțini însă. Masele mari care se vor duce la vot fac parte din cele două categorii, de departe cea mai numeroasă, electoratul anti-Băsescu, și una numeroasă, dar mai puțin numeroasă decât electoratul anti-Băsescu, electoratul anti-PSD. Ca atare, de asta nu dau doi bani pe aceste dezbateri ca finalitate. Le-am încercat să le tratez ca divertisment, dar nu mi s-au părut deloc entertainment. N-au ținut deloc de entertainment, adică nu m-am simțit extenuat privindu-le. Iar astăzi, Dumnezeule, când în sfârșit încercau aia doi să-și spună ceva, încercau să interacționeze, scopul unei astfel, începea aia cu vocea spărtigată, cu numele ăla bizar, Pușcalău, Doamne, Dumnezeu, începea aia cu vocea aia spărtigată, toate băsistele pare că au niște voci din astea de să rostogolesc tacâmuri pe casa scării. Și vorbea peste, nu se înțelegea absolut nimic, era ceva, ea spunea ceva cu formatul. Formatul, 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 nu știu ceva cu formatul, nu mă interesa formatul deloc, mă interesa să văd ce spun și să aud ce -și spune aia doi. Nu am auzit pentru că era Pușcalău care zbiera din rărunchi și nu se înțelegea de fapt nici ce spune ea, nu se înțelegea nici ce spune ea. Era un balamuc absolut extenuant. Bun.